Accidentul s-a produs duminică seară în jurul orei 22:30 la ieșire din Suceava spre Fălticeni. O auto specială de poliție se îndrepta spre un alt accident produs în localitatea Cumpărătura, unde traficul rutier era blocat. Auto specială avea în funcțiune semnalele acustice și luminoase și s-a angajat în depășirea unei mașini care a virat la stânga spre parcarea unei săli de evenimente. În urma impactului, mașina care vira la stânga a fost proiectată într-un alt autoturism parcat pe marginea drumului. Am intrat să iau pe cineva de la nuntă. Aici am intrat, am semnalizat stânga și am intrat. Mașina poliției din spate m-a lovit din cu viteză, zic eu, exagerat de mare, m-a lovit foarte tare. Da, era cu semnalele acustice? Era cu semnalele, da. Era cu semnalele, numai când am văzut semnalele, era foarte departe și eu semnalizam de mult și am zis că intru. Eram deja pe axul drumului. A suferit pleziuni ceva? Nu exagerate. Mă doare puțin capul și cred că am aici la o parte. Deci dumneavoastră l-ați văzut, dar ați crezut că aveți timp. Da. Sincer, nici nu m-am gândit că nu iese. Înseamnă că venea foarte, foarte tare. Ok, și ați ricoșat în a treia mașină sau? Nici nu știu, că credeți-mă pe moment, chiar după momentul impactului mi s-a făcut rău și chiar cum nu se putea deschide ușa, trebuia ieșit pe partea cealaltă de mașină. Șoferii implicați au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ în ambele cazuri. Șoferul vinovat de producerea accidentului rutier a fost sancționat cu amendă și suspendarea permisului de conducere.